Hei, bine te-am găsit pe canalul meu. Cu siguranță ai folosit măcar o dată un stilou. Cred că știi cine a inventat acest instrument de scris. Dacă nu, vei afla astăzi. Vei afla lucruri despre Petrache Poenaru imediat după intro. Poenaru s-a născut la data de 10 ianuarie 1799, în localitatea Bănești, județul Vâlcea. Din fericire pentru inteligența de care a dat parte, românul a crescut cu niște rude mai înstrăinate și astfel a putut să-și continue studiile. Lui Petrache Poenaru i se pot atribui alte lucruri pe care le-a făcut, printre care faptul că a fost primul român care a mers cu trenul. Aflat în străinătate și având acces la mai multe informații, acesta aude despre noua invenție, trenul. De asemenea, era un luptător pentru drepturile omului, implicându-se activ în procesul de eliberare a robilor români, ajungând chiar la închisoare pentru acest lucru. Toate acestea îi atrag atenția lui Alexandru Ioan Cuza, domnul Principatelor Unite, și astfel ajunge în 1861 să fie numit membru de onoare al Asociației Astra, iar 9 ani mai târziu devine membru al Academiei Române. Petrache Poenaru încetează din viață în 1875, la vârsta de 76 de ani. Sper că ți-a plăcut acest videoclip. Dacă vrei să devii un cunoscător, urmează pașii următori. Abonează-te la acest canal, apasă butonul de like, arată-le prietenilor tăi videoclipurile mele. Noi ne revedem data viitoare!